Cea de-a 63-a sesiune plenară a fost onorată de prezența ambasadorului Vaticanului la București, arhiepiscopul Miguel Buendia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, și de prezența monseniorului Dario Vigano, prefect al Secretariatului pentru Comunicații Sociale al Sfântului Scaun. La acest eveniment a participat și episcopul romano-catolic de Chișinău, excelența sa Anton Coșa. Conferința Episcopală Română este importantă pentru întreaga noastră Românie, țară, unde se adună toți episcopii, atât latini și orientali. Sigur, și sunt și unii invitați. Are loc de două ori pe an, sesiune de primăvară și sesiune de toamnă. Suntem onorați cu atât episcop, sigur, și cu prezența nunțiului apostolic Miguel Buendia și cu vetați de la Vatican, Monsignor Vigano, care ne-a vorbit despre mass media, și cu toți ceilalți episcopi care au venit. Este vorba de un interes pe care îl are întreaga biserică pentru trăirea astăzi a credinței în condițiile noastre și de aceea ne bucurăm. Am ținut să le arătăm tuturor episcopilor noștri și celor veniți din afară ce valoare are Iașul. În cele trei zile ale conferinței, munca de reflecție s-a împletit cu rugăciunea și cu celebrarea Sfintei Liturghii. Episcopii au celebrat două liturghii solemne în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regina din Iași, atât în rit latin cât și în rit bizantin. Programul cuprinde și o vizită la Cotnari, unul dintre vechile centre catolice moldovenești. Conferința Episcopilor din România, instituție bisericească permanentă, a luat ființă în 1991 și reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România. Pentru biserică, media sunt un mare areopag, cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea. Astăzi este o realitate în care trăim, pentru că biserica transmite mesajul acolo unde bărbații și femeile se găsesc. Ei sunt pe străzile informatice digitale, unde e prezentă și biserica. În România sunt 16 episcopi, 6 dieceze romano-catolice și 6 eparhii greco-catolice. Președintele și vicepreședintele Conferinței Episcopilor sunt aleși pe baza alternanței celor două rituri. Sunt într-adevăr fericit să revăd Iașul cu alți ochi în alte timpuri și mai ales să-l văd în această postură în care primește Conferința Episcopilor Catolici din România, pentru a arăta, pe de o parte, importanța acestei localități, importanța Bisericii Catolice de aici, din Moldova, iar pe de altă parte să putem arăta și Iașului și celorlalți din țară unitatea conferinței noastre, unitatea catolicilor de ambele rituri din România. Dieceza de Iași a mai găzduit alte reuniuni ale episcopilor catolici din România între 1995 și 2013.